și muncesc din zor și până în seară. La culturile de conopidă, roșii și alte legume de sezon, aceștia se confruntă cu diverse probleme. În primul rând, aceștia au nevoie de un angro pe raza localității Băleni, cât și de o asociație a producătorilor de legume, susține primarul acestora, Marian Paraschiv. Sunt alături de cetățeni din motivul că am provenit din această localitate și am practicat legumicultura. Sunt alături de ele, știu toate durerile, toate problemele și aș încerca atât eu cât și celelalte instituții competente să fim în ajutor, să sărim în ajutorul dumnealor. Care este problema fundamentală cu care în acest moment se confruntă cetățeanul din Băleni? La momentul acesta, problema fundamentală putem spune că este piața de desfacere. Avem produse, obținem recolte bune, dar nu avem unde să desfacem întreaga recoltă. De aceea o să vedeți mare parte a recoltei rămâne pe loc sau este aruncată în nu știu în ce depozite. Marea majoritate a producătorilor din Bălen își desfac produsele în întreaga țară. Marile orașe din jurul localității, începem București, Ploiești, Brașov, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Constanța, toată Moldova, peste tot suntem cu produsele noastre. V-ați gândit la o piață angro pe care doriți să o realizați venind în sprijinul acestora? Ar fi ceva benefic. Este mai greu. La momentul acesta, piața de angro la care cetățenii din Comuna Băleni merg să-și valorifice produsele este la București. Dacă am putea să avem localitatea noastră o piață de angro, ar fi un lucru foarte bun pentru ei. Ce demersuri trebuie să faceți pentru a realiza acest proiect? Primul pas trebuie să vină din partea producătorilor, trebuie făcută o asociație a producătorilor din localitatea Băleni pentru a se putea valorifica prin intermediul acestei asociații, ca în momentul în care avem comercianți care vor să achiziționeze produse, să aibă cantitatea dorită. Deci în acest moment legumicultorii nu au o asociație? Nu, fiecare producător este pe plan individual. Se autoreprezintă. Se autoreprezintă, da. Prin certificatul acela de producător, dumnealui își verifică singur, individual, produsele. Și cum localitatea Băleni are un primar gospodar, acesta este alături de sătenii săi, punând în practică și câteva proiecte ce vin în ajutorul producătorilor de legume. Proiecte care să vină în ajutorul producătorilor, avem pe anul acesta extindere rețea electrică în zonele legumicole pentru pompele de irigat, un proiect în valoare de 5 miliarde, pentru două mari tronsoane, unul este chiar acesta, începând de la fostul CAP Băleni Sărb până la Sele Băleni, iar al doilea tronson, de la strada Băcan și până la hotarul cu localitatea Racovița. Prin aceasta încercăm să venim în ajutorul cetățenilor de a le înlesni munca, adică irigatul, să nu se mai facă prin consumul de benzină motorină, ci prin electricitate. Deci pentru a facilita, practic, procedeul de irigare. Da, de irigare.